Noi, din start, am evaluat împreună cu experții din sectorul medical, împreună cu partenerii din Organizația Mondială a Sănătății, câteva scenarii pe care va evolua situația în Republica Moldova. Cu toții înțelegem că, cel mai probabil astăzi, vom intra în scenariul al patrulea, care presupune numărul de cazuri infectate în Republica Moldova mai mult de 1000. Din start vreau să menționez că primele trei scenarii, 1, 2, 3, primele trei etape au fost gestionate conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și conform opinii experților au fost gestionate corect. Aha! Primele trei scenarii, primele trei etape ale crizei COVID-19 au fost gestionate corect. Nu? Și ne mai rămas să spunem. Eu cred că aici putem să încheiem video, deschidem o sticlișoară de vin, a? Și felicitări, felicitări! A? Cum adică cui? Felicitări cui? Lecuție că ți-au trecut răceala prin tine. Tu nu știi cine a gestionat până acum criza COVID-19 în Republica Moldova? Din start vreau să menționez că, așa cum noi am anticipat cu mai multe săptămâni în urmă, când am luat decizia la Consiliul Suprem de Securitate că acest subiect, această criză este un subiect de securitate națională, vedem că decizia noastră a fost corectă. Noi am convenit la ședință că toți cei care au convenit la ședință au venit la ședință pentru că noi așa am convenit. Și noi suntem bravo pentru asta, noi am procedat corect. Galina, dă-mi te rog ceva dulcișor în guriță, a? Bravo, Igor, tu ești bravo! Noroc, prieteni, cum e viața în carantină? Eu în sfârșit pot să filmez în casă. Ne-am trimis copchii afară de 2 săptămâni, n-am auzit nimic din așa. Pentru cei care nu mă cunosc, eu mă numesc Ionuț Maidau. Sunt parapsiholog în dezamăgire și astăzi vreau să nu-ți mai dau niciun motiv pentru care să critici guvernarea de la Chișinău. Da, ați auzit corect. Vă invit cu toții împreună să lăudăm guvernarea din Republica Moldova. De ce? Pentru că eu am primit o propunere și vreau să o auziți și voi. Eu vreau să vin cu o propunere ca cel puțin temporar. Parcursul următoarelor săptămâni, până ce ieșim din starea de urgență, să punem un moratoriu la discuțiile politice în societate. A? Cum vă o propunerea? E clar că Dodon se auto-laudă de dimineață până seara, dar dacă Dodon se laudă și vii tu și îl critici, mare folos din asta nu e, înțelegi? Minus 1 plus 1 egal cu țârdea. Zero în smâsle. Haideți să ajutăm cetățenii să trecem peste această perioadă. Vom reuși noi să avem lupte politice. Hai să ajutăm cetățenii. O să reușim noi să avem lupte politice. Dodon a spus și noi am auzit. Noi am auzit, dar pare mi se cineva din noi nu auză. Deci Ion Chicu nu pare să fie auzit mesajul lui Igor Dodon. Foarte vocală este o doamnă care în vară a condus sistemul medical, văd că știe tot cum trebuie de făcut. Vreau să vă spun că deciziile acestei doamne, practic, au distrus sistemul medical în ultima perioadă. Asta nu a fost o declarație politică, domnule Chicu. Asta a fost un ajutor pentru cetățeni? Eu ia că parcă eram să laud guvernarea. Parcă Dodon m-a convins să renunț la critică. Dar în cadrul acelui briefing, Ion Chicu mai are o sclipire. Nu are sens să facem live-uri glamuroase, este reacția premierului Ion Chicu la faptul că ieri o femeie din Soroca infectată cu COVID-19 s-a plâns de condițiile mizerabile din spital. Astăzi pacienta a anunțat că situația ei s-a schimbat, a fost mutată într-o secție mai civilizată, iar atitudinea personalului medical e altfel. Noi suntem aici lăsați că niște gunoaie. Nu ne se permite să ieșim la liceu toți odată și una din reacția acestui COVID, adică un simptom, mai este și o diaree care nu poate fi controlat și eu nu pot să-i sun lui doamna infermieră să ies doar când îmi dă ea voie la liceu. Sau ni s-a propus ni să aducă o caldare. O doamnă care arată foarte bine, slavă Domnului, este indignată că nu are apă, nu știu ce acolo. Oh, fii atent! Fii atent la sprânceana lui. O doamnă care este slavă bine, slavă Domnului, se plânge că nu are apă, nu știu ce acolo. Dar spuneți-mi, vă rog, de când la diaree trebuie apă? Dacă pui apă la diaree, acolo se umezește, se murdărește. Dar dacă pur și simplu lași, cu timpul se scurge, se uscă și parcă se formează așa ca un dop, care e ca un scut de protecție și deja după asta nu mă țâșnește. Gata, problema rezolvată. Eu mă gândesc că fix așa să fac și cu gura mea de prim-ministru, poate pe viitor nu-i mai spune prostii. Ребятушки, sper că ați înțeles și voi. Nu-i nevoie de apă la diaree. De hai să ne întoarcem la scopul nostru principal. De ce ne-am adunat noi aici? Ca să nu criticăm guvernarea. Dar pentru și realizări anume noi nu o să o criticăm. Hai să le luăm pe rând. 1.
Eu propun să nu criticăm guvernarea pentru că pe 6 aprilie au scos bugetarii la muncă. Duminica, pe 5 aprilie, după ședința Centrului Unic de Comandă și Gestionarea Crizei, Dodon spunea că în curând vom intra în perioada de apogeu a răspândirii coronavirusului. Și tot duminică, uitați-vă cu câtă grijă se adresa Chicu bugetarilor. De luni, 6 aprilie curent, toți bugetarii se întorc la muncă, dar într-un regim de maximă atenție. Maximă atenție este atunci când ești cu sprășana ridicată, tu și în câteva zeci de mii de oameni vă porniți în plină pandemie la lucru. Preferabil să luați transportul public, acolo riscul răspândirii vă, și cât mergi, tu mergi într-o lebus cu o mână așa ții de bară, cu alta ții de cap, zici, păi, de și nu trebuie să iei la lucru, e, când școlile și grădinițele se închis și eu am copchii mitei acasă, și mă fac, e. Și mergi într-o lebus și de-am o trecut ziua de muncă, și trebuie să te duci înapoi acasă. Duci înapoi acasă cu același trolebus, te duci, pornești televizorul și de acolo Chicu îți spune următorul lucru. Urmarea ședinței de astăzi a Comisiei Situații Excepționale s-au declarat zile libere perioada 7 aprilie 17 aprilie pentru instituții din sectorul bugetar și cele care sunt finanțate de la bugetul public național. Pizdieți? Amui coronavirus, parapapa, vacanța se prelungește, tarap-tap-tap, dar și ne oare de jenă, tarap-tap-tap, că ieri te-o trimis la lucru. De ce? De ce zeci de mii de oameni au trebuit să meargă luni la muncă? La ce număr de infectați poate aștepta Republica Moldova după ziua de luni 6 aprilie? Cum tu, Dodon sau Chicu, pui în pericol viața a zeci de mii de oameni? Când tot tu, Dodon și Chicu, le spui că suntem în plină pandemie și iaca intrăm în perioada de vârf a răspândirii infecției. Și cine să ne răspundă la toate astea? Guvernarea? Nu, guvernarea nu trebuie deranjată, ea nu trebuie criticată, ea trebuie lăudată în aceste clipe grele. Propun, dragi prieteni, la punctul 2 să lăudăm guvernarea pentru că au reușit să împartă moldovenii în așei de acasă și așei plecați. Taman amu! Amu! Mega like! Până acum spun eu că Moldova nu le trebuiesc. Acum și-au adus aminte de casă. Asta e bine. Nu toți. Vorbesc de unii. Mai întâi, pe 1 aprilie, Comisia pentru Situații Excepționale decide un lucru. Persoanele ce intenționează să traverseze frontiera de stat pe cale aeriană, pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, inclusiv prin intermediul serviciului guvernamental MPay. Moldovenii se aprind în comentarii, în reacții, filmează mesaje video, Maia Sandu nu-și contestă la curtea de apel și tot timpul este eu. De ce să nu critic guvernarea? Pentru că eu am niște întrebări la care rămân fără răspuns. E că dacă tu vrei ca moldovenii care se întorc în Republica Moldova să contribui la susținerea sistemului medical prin procurarea unei polițe de asigurare medicală, spune-ne, te rog frumos, dragă guvern, la ce cifră de moldoveni care procură această poliță te aștepți? Câți din acești moldoveni care vin în țară ar beneficia de servicii medicale? Cât de mult numărul moldovenilor care ar procura polița medicală ar influența bugetul pentru medicină? A? Întrebări vrodibă simple! Mai ales, în continuarea acestei comunicări infecte pe care o are guvernul cu oamenii, Dodon alaltă iar ne mai spune că, în general, moldovenii acum vin de 10 ori mai puțin decât veneau anul trecut. Și apropo, se discută mult, au revenit mulți acasă sau puțin. În ultimele 24 de ore, în țară au intrat peste 2200 de cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni străini. E mult sau puțin? Exact un an în urmă, în aceeași zi, în țară au intrat peste 22.000 de oameni. Adică suntem la un număr de intrări de 10 ori mai puțin decât anul trecut. Dar la compostul de televiziune Accent TV, în general, se găsește și buget, și inspirații pentru ea ca și un gunoi informațional. Moldoveni, veniți acasă, că avem o țară frumoasă. Era îndemnul tuturor, până mai ieri, și autorităților, și a oamenilor rămași aici, în țară, și artiștilor chiar. Nu se grăbea însă nimeni să vină și nu o spunem noi, ci statisticile. Acum însă se pare că situația s-a schimbat, iar moldovenii aflați peste hotare se grăbesc să revină acasă. Și asta în condițiile unei pandemii mondiale. Moldova e în carantină, la fel ca multe alte țări. Chiar și așa, punctele de trecere sunt luate cu asalt, cursele charter nu contenesc, iar moldovenii vin acasă în ciuda tuturor circumstanțelor. Acum situația s-a schimbat! Rodica, de 10 ori mai puțin să grăghesc! De 10 ori mai puțin, Dodonu ți-o zis asta! Moldovenii aflați peste hotare se grăbesc să revină acasă. Dar cireașa? Cireașa de pe tort este că înainte de a cere bani de la moldoveni pentru poliță, de parcă asta ar fi o viză de intrare în propria țară, la 20 martie, Chicu spunea că toți cetățenii care se vor infecta cu COVID-19 vor beneficia de tratament gratuit. Eu sincer, nu mai înțeleg nimic. Și понятно. Спасибо. Chicu, tu de două ori pe zi ești la microfon în conferință de presă.
cât e de greu să ieși și să spui următorul lucru. Stimați moldoveni, e criză în sistemul medical. Spitale, echipamente, medici, tot poate fi la pământ din cauza crizei COVID-19. Oriunde v-ați afla, vă rog frumos să vă amintiți că în Moldova mai sunt rude, prieteni, părinți de-ai voștri. Haideți în aceste clipe grele pentru toți noi să fim solidari, să fim uniți. Să ne ajutăm unul pe altul, chiar dacă suntem departe unul de altul. Punct! Spuneți-mi, vă rog frumos, mai jos în comentarii, voi ați fi contribuit după un asemenea mesaj din partea prim-ministrului? Ceva mă face să cred că lumea ar fi fost mult mai receptivă la un asemenea mesaj și ar fi donat sume impunătoare din depărtări. Dar n-a fost să fie, prieteni! Mai bine arunci cu pietre și insulte în proprii cetățeni decât să-ți recunoști greșeala! Hei! Mergem mai departe la punctul 3, prieteni. Propun să nu criticăm guvernarea, pentru că în această perioadă cu măsuri restrictive, saloanele de coafură și din frumusețare nu erau închise sau interzise. Парикмахерским салоном красоты, да, разрешается работать согласно постановлению при обеспечении мер безопасности, естественно. Но согласен, опять же, с обязательным соблюдением мер сохранения социального расстояния, применения защитных масок, мытья рук, дезинфицирования рук и так далее. Сохраняя социальную дистанцию. Respectarea distanței sociale unde, domnule Pușcuță? La frizerie, așa e? Ha, dar asta și e simplu, uitați-vă. Ați luat așa farficuță, vine clientul în salon, stai, nu te apropie distanța socială, așa, da, stai cu minte. Ține capul, ce? Șvedski malcic, ține capul drept. Nu, nu închide ochii, nu te teme, hai. 3, 2, 1, hop! Оляк и вы нас отоят, да? Ну проблемы. Фачем кумашенька на нулевку. Что требует ярыш сапары постер, сбатим аларма, свады кику лайвур гламурасы для проприетария чёстор салоне, кари ворбяу директ из приочести рискур. Еука, медик, și proprietar Centrul de Medicină Estetică Dr. Lica consider această decizie absolut incorrectă. Căci în timpul activării salonului este absolut imposibil menținerea distanței sociale de 1,5 metri și este un risc enorm de răspândire a virusului. Și doar după asta le-a venit guvernanților mintea la cap. Nu, cum după asta să te apuci și să nu-i lauzi? Deci ele nu au fost interzise, dar astăzi iarăși la recomandarea epidemiologilor, medicilor și Ministerului Sănătății, Comisia Situației Excepționale a decis sistarea acestei activității acestor unități, adică serviciilor de coafură și activități de înfrumusețare. Punctul 4. Propun să nu criticăm guvernarea pentru că ei promit una, dar fac alta. Țineți minte, pe 24 martie, ministra Dumbrăveanu promitea: lucrătorii medicali care luptă cu COVID-19 vor primi motivații financiare din partea statului. Deloc nu-i rău. Cei implicați în asistența medicală a persoanelor suspecte sau confirmate cu COVID-19 vor primi un salariu în funcție de funcție în mărime de 100%, suplimentar la motivațiile financiare. Nu a menționat însă ministra că acesta, salariu, va fi impozabil. Și iată un exemplu frumos. O asistentă medicală a publicat fluturașul ei de salariu primit pentru 12 ore de noapte. O treime din bani, inclusiv cei din suplimentele promise de autorități, au mers pentru impozite. Comâine îți dau, comâine îți iau, sloganul meu e meu, meu, meu. Ei, dar eu repet, noi ne-am adunat aici să nu criticăm guvernarea și la punctul 5 propun să o lăudăm pentru faptul că ei se încurc în declarații atunci când e vorba de unul din cele mai importante subiecte, testarea. La 4 aprilie, premierul Ion Chicu anunța un record, de fapt un antirecord. Astăzi, din păcate, avem un record, sau un antirecord, aș spune, de 161 de cazuri confirmate din 681 de probe. Trec 3 zile, prim-ministru și ministra sănătății deja vorbeau despre alte cifre. Eu vreau doar să spun că astăzi s-au petrecut cele mai multe probe de la începutul acestei epidemii. Doamna ministru, vă rog. Mulțumesc mult! Bună seara tuturor! Într-adevăr, astăzi au fost procesate 510 probe, cele mai multe probe de când s-a declanșat situația epidemiologică sub aspectul infecției COVID-19 în Republica Moldova. Așa e cât a devenit clar și parcă nu vrei să critici? Cum poți să te apuci să ceri guvernului să facă testarea masivă a populației pentru a localiza, pentru a opri răspândirea virusului, dacă ei se încurc în declarații odată la 3 zile? Bine măcar că există un om la guvernare care nu se încurcă niciodată în declarații. El dacă spune, ap tu precis știi că e minciună. Spuneam, premieră din anii 90, noi suntem în așa situație. Nimeni nu și-ar dori acest lucru. Eu cred că nu i-a mers guvernului
Chicu. Da, dar botezul e de foc. Dar le-a mers cetățenilor Republicii Moldova că este guvernul acesta. Pentru că dacă era guvernul precedent, avea să fie mai dificil. Eu ca persoană care am investit ambele guverne în ultimul mai puțin de un an de zile, eu vă spun cu mâna pe inimă, nouă la toți ne-a mers că avem un astfel de guvern și nu guvernul care a fost până în noiembrie. Prieteni, pe această notă muzical-optimistă, vă rog să-mi scrieți în comentarii cât din norocoși vă simțiți cu acest cuplu simpatic la guvernare. Dragii mei, vă mulțumesc că ați urmărit acest video până acum și n-ați adormit. Un grand mersi copiilor că încă nu s-au întors de afară și un grand marnie celor care susțin emisiunea Lumina Financiar în fiecare lună pe patreon.com/fedot. Datorită acestor oameni, eu de 5 ani sunt nevoit să răsfoiesc dicționare și să caut sinonime la cuvântul mulțumesc. Și la final, dacă îmi permiteți, oricât de mult l-ai urât pe Dodon sau pe Chicu, oricât de mult ai vrea să nu te supui autorităților, acum în țară e stare de urgență, autoritățile trebuie respectate, dar hai să avem o înțelegere. Data viitoare când vin alegerile, noi n-a să mergem la șașlăc, pentru că votul meu nu contează, pălubas, cine s-eu. Dar hai să le arătăm celor care își ascund cu laba glamurul sub covor, unde le este cu adevărat locul. Sănătate mult să aveți. Bye-bye. O, кстати, бутылка вина de la Люда. Бабай! Блять, шифарфи чем гасит ты жос.